Doamnelor și domnilor, stimați telespectatori, bună seara și bun găsit la o nouă ediție de Sportul Special. Începem astăzi o nouă săptămână în forță, așa cum suntem obișnuiți. Avem evenimente foarte importante care s-au derulat de-a lungul weekendului, meciuri de fotbal în Liga 3, dar și în Liga 4. De asemenea, handbalul și basketul au avut meciuri acasă în Sala Sporturilor din Alexandria, rezultate interesante, pe toate le discutăm. Punem accentul în această seară pe fotbal, pe Liga 4. L-avem invitat în studio pe domnul Sandu Ifrim, nimeni altul decât antrenorul echipei campion. Viață în Olten. Domnule Ifrim, bună seara, bine ați venit la Sportul Special. Bună seara, bine v-am găsit. Ca o curiozitate, dacă doriți, începem emisiunea în această seară. Sunteți persoana care deține recordul all-time la prezențelor aici la Sportul Special, a treia oară aici la noi în emisiune. Sunt bucuros că m-ați invitat și ori de câte ori este nevoie, să știți că voi veni. Ce mai este nou pe la Olteni? Am început să punem această întrebare cu noutățile pe la fiecare dintre echipele care au mai venit pe aici. Ce să vă spun, știți că am mai stat de vorbă împreună și deocamdată v-am spus, exact cum am zis și în sezonul trecut, noi încercăm să ne facem datoria exact cum a fost sezonul trecut. Ne batem acolo pentru primele trei locuri. Altceva, dacă se poate să promovăm, ar fi super. Cum vedeți dumneavoastră lupta în acest sezon la vârf în Liga 4, pentru că sunteți implicat direct cu echipa? Sunt trei formații care se bat pentru primul loc, care duce la baraj. Să știți că acest campionat este mai greu ca cel din sezonul trecut, din campionatul trecut. A apărut acum Pamimai, Videle, o echipă bună, o echipă cu jucători care știți și dumneavoastră care au evoluat în divizia C. Frăținetul care totuși știți că și sezonul trecut ne-am bătut foarte mult până în ultimele șase etape au fost alături de noi. O echipă, să știți, bună, am înțeles că are și Saelele și cred că toate echipele, să știți, care Poroschi au o echipă bună, să știți, da, m-am interesat, eu de fel mă interesez de echipele care joc cu ele și cum au jucat, am pe cineva care trimit să vadă jocurile și mă informez înaintea oricărui joc. Cât de important este acest lucru, mă rog, pregătirea jocului dinainte, să știți sau să dețineți anumite informații despre viitorul adversar? Păi să știți că e foarte bine, să vedeți și dumneavoastră și în... Da, la nivelul... Da. Pentru că știi ce lot are, ce jucători au mai venit, ce jucători sunt mai buni în echipa adversă și contează mult acest lucru. Revenind la campionat, ce părere aveți despre Metalul Fresnet? Înțeles că s-au mai întărit oficialii de acolo cu niște jucători, veniți de pe la Rapid Clejani, o echipă care s-a desfințat din Liga 3. Vedeți dumneavoastră, pe mine prea puțin mă interesează ce jucători ia Frăținetul, ce jucători ia Videle, până mă interesează echipa mea deocamdată. Am înțeles că acolo se schimbă jucătorul ca la Frăținet unul stă trei etape, după aceea vin alții. Deci noi din, cum să vă spun eu, echipa Olten e o echipă omogenă, care nu am făcut foarte multe schimbări. Avem niște copii care sunt sub 21, avem în lot 7 copii sub 21 de ani, care e un lucru extraordinar de bun. V-am spus, începem și noi ușor, ușor să întinerim echipa, dar întinerim echipa pe parcurs. Fără câțiva jucători mai în vârstă nu pot. M-am uitat echipa care am de la Roșiori, care am întâlnit-o etapa trecută. O echipă bunicică, o echipă care dacă îi lasă joace, o pasează foarte bine, aleargă, dar o echipă tânără fără experiență. Cât de important este aportul celor trei jucători sub 21 de ani de-a lungul unui meci de Liga 4? Să știți că am mai vorbit împreună amândoi și am fost, cum să vă spun eu, foarte, foarte dezamăgit, că noi ne așteptam să jucăm cu jucători sub 23 de ani, care avem deja vreo 7 jucători în echipă și, mă rog, cu două zile înainte, la ședința tehnică, știți și dumneavoastră, s-a zis că se joacă sub 21. Să știți că nu aveam, la momentul acela, nu aveam decât un jucător sub 21.
a trebuit să alergăm. Emil s-a zbătut, s-a dus pe la Vârtoape, a luat un jucător, iar am luat de la echipa noastră. Da, la juniori am luat încă doi juniori sub 21, care nu au, au 18 ani. Da, da. Deci puteți să folosiți 3 ani da, da. Am luat un portar de la sub 21 de ani, nu, de la Orbeasca, un portar, să vă spun, are 19 ani, foarte bun. El a apărat acum 2 ani la Orbeasca și anul trecut parcă a apărat vreo câteva meciuri, dar s-a lăsat, că, mă rog, motive financiare. A venit la noi, să știți că îl băgăm, de când nu este Stegărescu, îl băgăm pe el în poartă și ne e mai ușor că jucăm cu 2 sub 21 în teren. Da. Și am fost la un moment dat un portar în lotul dumneavoastră de la CSS, Iosif Cristic. Da, da, da. Am crezut foarte mult că putem să-l luăm. Foarte mult. Era un băiat, cum să vă spun, dacă se va ține de fotbal, să știți că ajunge un portar bun. Un portar talentat, un băiat cu minte, un băiat... El a fost aici invitat la Sporsul Special. Da, da, un băiat care, vă spun eu, dacă se va ține și de fotbal și va pleca mai sus, va ajunge portar bun. Are talie, are tot. Dar de ce a plecat sau s-a întors la CSS? Vedeți, aici noi am vrut să-l luăm, să fac antrenamente aici, să vină în continuare, să-l luăm la noi, să ne, da, chiar ne bazam pe el. Dacă venea, poate că renunțam și la Stegărescu. Da. Deci, băiatul lucrează la București, era altă treabă, dar mă rog, motivele lui. Da. Nu. Deci, ca să mergem așa pe linia aceasta cronologică, ați ales în continuare pentru acest sezon longevitate, ați stat așa mai conservatorie cu echipa, jucătorii cu experiență. Cum v-ați făcut pregătirea de vară? A fost Cupa Telor, pe care ați câștigat-o. Imediat pregătim un filmuleț video 2. Îl avem cu sonor, imagine de la Cupa Telor. Spuneți-ne cum a fost pregătirea de vară, apoi vedem filmulețul. Ce să vă spun, exact am vorbit cu Emil înainte de a începe Cupa Man și întrebat ce facem, ne scriem în Cupa Telorman și am zis da, e bine pentru că vrem să avem, noi ne făcând antrenamente, trebuia neapărat să intrăm în această competiție care am rulat toată echipa, toți jucătorii care am avut, am mai luat, știți, pe Miu care a fost la noi. S-a încadrat foarte bine atunci în Cupa Telor, după aceea, începând campionatul, altfel a fost. Altfel a fost. Bă, s-a văzut că băiatul nu este de liga noastră. Ce... Da. Mă înțelege? Și, cum să vă spun, în primul rând, a contat mult, mult de tot jocurile. Jocurile în... Au fost așa semi-oficiale. Da, au contat mult de tot pentru că v-am spus și vă repet, nu facem antrenamente, o da Dumnezeu să începem să facem și noi antrenamente, dar avem, v-am spus, jucătorii talentați, jucătorii mai în vârstă, jucătorii tineri, oricum. Eu sper ca acest an să facem o figură frumoasă. Da, vom da imediat și o veste. Înainte de asta vreau să vă întreb cum vi s-a părut turneul final organizat la Buzescu. Vi s-a părut organizarea pentru că acum 2 ani ați organizat și mă gândesc că puteți face așa o comparație, nu neapărat unde a ieșit mai bine, dar așa ca nu, idee. Nu, să știți că totuși a fost un turneu bine organizat, nu, lumea a fost... foarte corect. Nu, a fost un turneu bun. Ce? Că n-a fost spațiu mare. La noi, la Olteni, ați văzut, da, avem tribune, avem... Restul, să știți că nu. A fost un teren bunicel. Eu zic că a fost bine. Da, haideți să vedem o imagine de la câștigarea Cupei Telormanul de la ultima ediție organizată de Buzescu. Apoi vom reveni și vom mai comenta despre acest start de campionat. Primarul și capitanul echipei, Emil Mărcușanu. În aplauzele dumneavoastră, Terță! Sandu Sim! Cornel Trăitoru a adus această echipă cu Sandu Ifrin și Cornel Trăitoru și au câștigat pentru a doua oră consecutiv Cupa! Domn primar! Campioni! 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 Campioni!
Da, am revenit aici în studio. Frumoase imagini de păstrat în colecția clubului, în arhivă. Da, ar fi bine să ne păstrăm obiceiul anul să câștigăm tot felul. Da, deja am văzut și gestul domnului Mărcușanu, aruncat de cupa, ai luat-o voi, că m-a săturat de astea cupe cât am ridicat. Eu sunt un câștigător al acestor cupe. Câștigat și cu, da, cu Nanov de două ori, cu Moșteni, cu Olteni. Da. Cum vreau să vă mai întreb ați despre baza sportivă de la Olteni. Noi am fost la meciul cu Fărăsine din startul campionatului pe care l-am transmis. Am filmat acolo în cadrul acelui meci și o mică știre despre vestiarele acelea și toată lumea care a fost acolo și a văzut și cu care am discutat a spus că așa ceva este unic și incredibil unic la nivel județean și a spus că nu se găsește nici în Liga a doua. Ce să vă spun, acum nu că vreau să-l laud pe Emil, da, că el da, asta da, e realitatea. Da, în afară de fotbal, și, care și scale, pune da. Foarte mult suflet și în teren și în afara terenului, un bun gospodar, să știți că se cunoaște, se vede. O bază sportivă extraordinară. Ați văzut și dumneavoastră cabine cu dușuri, cu acum... începe sezonul de iarnă și vom avea și cabinele încălzite, absolut da. Tot. Ceva în campionatul județean până în prezent nu am întâlnit și nu veți întâlni bază sportivă ca lui Olteni până în prezent. Da, rog acum regia să ne acorde și video 4, să vedem imagini cu baza sportivă de la Olteni, să vedem vestiarele așa cum sunt acum când s-au terminat lucrările, deja le puteți folosi și sunt practic date în folosință. Aici interiorul, foarte curat, modern, am văzut ceva de vis pentru acest nivel. Iată. Să știți că nu se vede așa nici multe echipe de divizia ce n-au. Da, da, da. Tot spunea că la nivel de Liga 2, deci cu baza asta intrați lejer în Liga 2. Multe echipe de divizia ce nu au bază sportivă ca... Da, și dușurile sunt impecabile, deci nu sunt discuții. Da, cu șete, cu fiecare... Da, e cea domnului primar aici. Și aici o imagine de ansamblu. Spuneați că mai sunt ceva lucrări la baza sportivă. Da, dați-ne da. Vestea. Ce să vă spun? De-aia v-am zis mai înainte că îmi doresc foarte mult să pot să fac și antrenamente. Foarte mult îmi doresc. Și băieții, atât cât pot, cât putem să ne întâlnim 10, 11, 12 băieți dacă ne întâlnim. Măcar o dată pe săptămână, că după vă dau o veste bună, da. Deja stâlpii de pentru nocturnă s-au montat. Așteptăm circa două săptămâni să monteze și neoanele. Da, deci în maxim o lună sau să dăm da, așa da, termen? Da, 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 da. Vom avea nocturnă da. La Olteni și atunci putem să facem și noi antrenament. Mai ne întâlnim, că jucătorii, majoritatea lucrează și după ora... 4:30-5, când ies la servici, am vorbit că să facem cel puțin un antrenament pe săptămână. Ne întâlnim la ora 6:30-7 nocturnă. Da. Foarte bine. Și vă gândiți să organizați sau, mă rog, să mutați, decalați jocurile de Liga 4-a sâmbătă seara? Da, dacă să... Adică... Dacă o depinde și de acordul... Da, da. Dar bănesc că celor. Și o echipă, de exemplu, care vine, nu știu, oarecare echipă, Dunărea Zimcea, mă uit aici pe echipele, sau Unirea Țigănești, da. Mă rog, cu Unirea Țigănești ați jucat. Dar zic așa, următoarea etapă, nu știu cu cine jucați, vrea să, sau mă rog, le propune să joace în nocturnă și acceptă... Ar fi ceva extraordinar, vă dați seama. În Liga a patra, patra să joace în nocturnă. Da, cum credeți, mă rog, s-ar putea invoca acel clișeu conform căruia dacă echipa este învățată sau, mă rog, jucătorii sunt învățați să facă antrenamente la ore în care lumina naturală este la locul ei, să spunem așa, și apoi joacă nocturnă, nu sunt obișnuiți cu efortul. Sunt adevărate poveștile astea? Sau? Să știți că am jucat în nocturnă, te acomodezi foarte repede, să știu. Deci nu sunt diferențe. Te acomodezi, că
invocăm aolu, bate, neonul. Sau, mă rog, ca atmosferă, nu știu, ca temperatură. Din contră, atmosfera e extraordinară, să zici, e nocturnă și mai ales seara părăcoare. Da. Super! Ce impact credeți că va avea această nocturnă pentru comunitatea din Olteni? Credeți că oamenii vor veni mai în număr mai mare la meciuri? Sau vor fi mai multe alături? Păi dacă să fie să jucăm în nocturnă, să știți că va veni lumea mai mult. Omul joacă în nocturnă, da. Olteni. Hai să ne... Sunt comunele apropiate, Orbeasca, Trivale, Moșteni, care sigur, toate. Da. Da. Oricum, am văzut că și la acest meci cu Roșiorii a fost un frig extraordinar. Da, sâmbătă. Da, să știți că chiar l-am simțit toți, da? L-am simțit și noi, cei de pe margine și cei de în teren, dar lumea a venit. Să știți că totuși lumea a venit. Nu, dar prin chestia asta cu nocturnă am gândit să faci așa un fel de business, adică să considerați o taxă de intrare cu lumea? Nu, niciodată nu va face Emil treaba asta, nu. Că e ceva unic și multe echipe nici din Liga 2 nu au nocturnă. Nu. Vreau să mă întreb, dacă tot suntem la capitolul acesta de antrenamente, acum înainte de publicitate, când avem câteva minute, cât de important este pentru echipă de Liga 4, mai ales care se luptă sau, mă rog, care are implicații în lupta de la vârf, cât de important este să facă antrenament, cel puțin un antrenament pe săptămână? Să știți că antrenamentul face echipa, vă spun. Dacă aș fi avut posibilitatea să facă antrenamente cu oltenii, cel puțin de două ori sau o dată pe săptămână, altfel, pentru că grupul, stai de vorbă, faci o schemă, pui totul în practică. Da. Așa noi ne întâlnim sâmbăta, ce e la noi, de noi mergem așa de bine și am mers având echipa omogene, care ne cunoaștem, fiecare care stau de vorbă cu el înaintea meciului, îi spun ce are de făcut, asta e, că îmi place de, foarte mult îmi place de ei, pentru că ascultă sarcinile care le iau de la, le spun. Mai mi-a venit în echipă și Sergiu Stancu, un jucător de divizia C, care să știți că se cunoaște. Și asta e, deci ar fi extraordinar dacă am putea să facem antrenamentul măcar o dată pe săptămână. Da, și spuneați că vă place că ascultă, dar cred că e important, adică nu e de ajuns să asculte, ci să și pună în practică. Nu, absolut, absolut tot. Să știți că nu e chiar așa. Suntem la Liga 4, care nu ascultă sarcinile sau nu respectă sarcinile. Avem metode de mai... Da, schimbarea, da, simplu. Da. Vorbim acum despre meciul pe care l-a jucat Viața Nouă. Ultima partidă disputată, terminată cu victorie, 4-1 acasă. Scorul arată un meci câștigat clar de echipa dumneavoastră. Da, să știți că m-am așteptat la un joc foarte greu. Le-am și spus la ședința tehnică, la băieții înaintea meciului, că avem un joc foarte greu. Hai bre, unii dintre ei, hai bre, că nu chiar așa, ci, nu, eu întotdeauna echipa o montez exact după echipele care jucă, mă înțelegeți? Da. Eu dacă joc și cu echipa după ultimul loc, niciodată nu subestimez adversarul, nu. Le-am spus că e un meci greu și să știți că totuși n-a fost un meci ușor, a fost 4-1, dar am dat gol repede. Foarte repede am dat gol, care pe noi nu ne avantajează treaba asta. Noi dacă nu avem cel puțin 7-8 ocazii de gol și ratăm, nu dăm. Da. Am dat gol repede prin acest, că am uitat să vă spun, e un copil de la București, sub 21, Ștef Ionuț, un jucător cu real talent. Vă spun, un vârf de atac, bine făcut, alergă bine. Am în două etape mi-a dat 3 goluri acum. Da, două. Face concurență bună lui Marius Stoicu. Da, să înțeleg foarte bine. Foarte bine se înțelege cu Marius. Deci jucați cu două vârfuri. Da, cu două vârfuri. Stanciu și cu acest Ionuț. Foarte bine. Să înțeleg. A dat și 3 goluri în două meciuri. Asta și da. Și un jucător, m-am uitat la el prima
a venit de trei etape la noi. Prima etapă s-a sufocat, pe minutul 20 l-am scos, a și zis că n-a mai jucat de mult. Acum și a revenit. Ce înseamnă pentru echipă de Liga 4 care dorește să câștige meciurile, să joace cu două vârfuri autentice? Bănuiesc că jucați un 4-4-2 clasic. Întotdeauna. Noi, asta a fost. Deci 4-4-2 am jucat întotdeauna. Deci, mai ales la meciurile de acasă, jucăm și ca un fel de 3-5-2. Da, da. Mă înțelegeți? Da. Pentru că eu fundașul lateral, eu fiind de meserie fundaș lateral, Îl urcați foarte mult. Da. Mai ales unul din fundași, da. Nu am zis de junior, dar cel de care joacă a fost Ciobanu, care a jucat funda stânga. La mine Ciobanu era mijlocat stânga. Și apoi creează superioritatea. Se creează superioritatea. Da. Dar așa Sportingul ce impresie v-a lăsat? Nu, v-am spus. Nu, vă spun că m-am dus, i-am felicitat după meci. O echipă bună, mă refer, tânără, o echipă care o pasează. Dacă vă spun vreo 5 minute, mă rog, aveam 2-0, au mai lăsat-o mai mole băieții mei, dar au pasat, pasează bine, pasează bine. Dacă îi lasă să joace, îți spun probleme. Da. Mă rog, i-am și luat repede, v-am spus. E un avantaj acesta, faptul că sunteți la cârma jocului cu avans? Da, da, suntem o echipă și, să știți, și de moral. Noi dacă dăm gol repede, nu știu cine ne poate opri. Dar v-ați aflat și în situația în care... Da, ne-am aflat și în situația când am fost conduși. Da. Și la pauză. Am fost, poate, conduși cu 1-0. Nu-i nimic, am zis, o luăm de la capăt. 1-0. Sau și, uite, la pauză. Eu la pauză 2-0. Și când am 2-0 la pauză, vă spun că... Păi, ce mai tare te-am. Vă spun, frăsinetul, da, am avut 2-0. Da, da, 2-1. 2-1, da. Înțeleg. Frăsinetul, deci la scorul de când conduci cu 2-0, mai bine conduc cu 1-0 și parcă jucătorii mai... Știu că e fragil avantajul. Da, fragil, și atunci, da, are... la 2-0, la 2-0 le-am spus, fraților, băi, suntem la pauză, mergem de la 0-0. Deci intrăm 0-0 la pauză. M-am spus, am dat și golurile repede. Dar nu sunt așa jucător, ca să cum un antrenor, adică avem 2-0 și te-am spus că e 0-0. Da, da, nu pe cuvânt. La pauză le-am spus, vă rog frumos, intrăm în teren, e 0-0. Deci o luăm de la 0-0. Da. Este o tactică așa, jucătorii, mă rog, am văzut portarul de multe ori, când portarul echipei care marchează, spune nimic, gata, 0-0, luăm de la capăt. Deci să nu cadă în capcana aceea. Eu am principiul meu și deviza mea, le zic înainte de meci, și 1-0 e bun. Chiar dacă dăm gol în minutul 80 sau în minutul 89, e 1-0. Deviza mea să nu primim goluri. Deocamdată cam avem 26 de goluri marcate și vreo 12 primite. Nu-mi place, am luat goluri. Luăm goluri foarte ușoare, dar nu luăm goluri datorită că e adversarul foarte bun. Nu, pe greșeli personale. Și înseamnă că puteți remedia. Asta e, că vrem dacă, să remediem. Dacă e de exemplu adversarul. Pe greșeli, da, și am luat goluri foarte... Minutul 43... Din prima repriză, minutul 80. Mai momente psihologice, da, exact, înainte exact. De pauză. Aici trebuie umblat mai mult la... Începuturile sau sfârșiturile da. De repriză. Da. Haideți să vedem acum rezultatele înregistrate în Liga 4. Graficul cu numărul 5, eu rog echipa din regie să ne-l pregătească. A fost etapa a 7-a în care s-au înregistrat rezultate bune pentru gazde. Doar 2 egaluri scoase de echipele vizitatoare, 2 meciuri care s-au terminat la egalitate, Voința, Sairele și Spic Poporoschi au reușit să câștige din partea echipelor oaspete câte un punct. În rest, nicio victorie pentru, iată tabloul. Și mai vedem aici o premieră negativă, din păcate. Unirea Țigănești a câștigat la Masa Verde cu 3-0 pentru că Flacăra Talpa nu s-a prezentat. Știu ce să... Haideți să comentăm puțin rezultatele acum cât avem graficul pe micile ecrane. Frăsnet 2-2 cu Poroschia. Surpriză, nu? Da. Mare surpriză. Da, mare surpriză. L-am avut invitat vineri la ultima ediție de Sportul Special pe domnul George Popa de la Poroschi, a fost și ziua dânsului de naștere și eram crezător că face un rezultat bun și iată chiar a reușit la vicecampiona județeană să facă 2-2, eu zic că e un rezultat bun. Pentru că presiunea s-a mai întărit acum după desfințarea Rapidului Clejan, vor să tragă la titlul anul ăsta. Mă rog, de la început au spus asta. Zimnicea 4-1 cu Alexandria. Ce să vă spun, eu v-am mai zis de Frăsinet și
Păi treaba lor, e grădina lor acolo. Da, ei care și administrează. Ei iau jucători, v-am spus, nu au răbdare. La noi deocamdată să știți că noi am mers pe un nucleu de jucători care, să știți că ne cunoaștem de foarte mult. Sunt unii mai în vârstă, unii mai tineri. Și v-am spus, am încercat și încercăm să ușor, ușor, nu pot să arunci în luptă 6 jucători sub 21 de ani în teren, când să știți că totuși la noi e, să știți că în seria asta a patra e o serie foarte puternică, față de alte județe și față de anul trecut și față de alte județe. S-ar putea să fie un avantaj pentru campiona care merge la care merge, Baraș. Da. Buzescu Spătărei 2-1, vom avea imagini, vom avea și câteva discuții despre acest joc. Oltenii Roșiori 4-1, am vorbit. Deja Peretul Saile al doilea egal 3-3. Talpa, înțeleg ce s-a întâmplat. Vorbim, chiar vreau să vă întreb așa. Derbiul promovatelor, ca să spunem așa, Botoraga a bătut 4-0 pe Drol Poeni, iar Pamimai Videle, liderul Ligii a patra, a bătut și acum 1-0 pe Udineză, Uda Clocociov. Cum vi se pare așa rezultatele? Au dominat gazdele categoric etapa? Nu, e o etapă, v-am spus, surpriză mare, nu este din partea celor de la Poroschia. Pentru că, v-am spus, eu știu echipa Poroschia. Poroschia a făcut o echipă foarte bună, un nucleu bun de jucători care au fost și în sezonul trecut și au mai luat și acum în campionatul acesta. Jucători tineri, jucători buni. Ce spuneți de neprestarea celor de la Flacăra Talpa? A avut și un start de campionat în care vreo 3 etape nu câștigaseră niciun punct. Ce să vă spun, chiar că sunt, am rămas așa uimit când am auzit că nu s-au prezentat. Totuși, cred că e o problemă acolo. Nici la junior, nici la senior. Cred că e o problemă acolo, pentru că și în meciul cu Videle și în meciul cu noi a apărut în poartă Marcel Tabără, care el era delegatul. Am rămas chiar surprins. Cred, cine știe, sunt probleme. Da, Buzescu Spătărei 2-1, rog acum echipa să ne acorde și imagini, video 1, să vedem câteva faze și prezentarea echipelor, așa cum facem noi de obicei aici la Sportul Special. A câștigat Buzescu cu 2-1 meciul cu Spătărei, a fost așa un joc dominat oarecum de gazde, care s-a văzut că joacă pe teren propriu și au dat tot ce au mai bun. De altfel, chiar antrenorul Gabriel Lungu, invitat și dânsul vineri seara la Sportul Special, declara că își dorește foarte mult victoria. Ce spuneți despre această echipă a Rapidului Buzescu? Vom vedea și formațiile însă după aceste imagini. Arbitru a fost, iată, Nicolae Olugeanu, cum am văzut. Jocul a fost, ca să facem un scurt rezumat, care va fi prezentat la știrile sportive de mâine seară. A fost, cum spunea, dominat de Buzescu, a deschis chiorul 1-24 Ștefan Dragne. Până după aceea s-a ratat o mare ocazie, o să fie prezentată la știrile din sport. Apoi a egalat Petrișor Pavel, capitanul echipei din Spătărei, dintr-o lovitură liberă, iar golul 2 al celor de la Buzescu a fost înscris imediat de la faza următoare de către același Ștefan Dragne. Rog acum echipa din regie să ne acorde și graficul 6, caseta tehnică de la meciul Rapid Buzescu Steaua Spătărei, scor final 2-1. Apoi vom merge în cuplaj graficele 7 și 8, adică echipele de start aliniate de către cele două combatante de sâmbătă la prânz, la 12:30, aceasta este ora oficială. Iată marcatorii, arbitri și observatorul. Ștefan Dragne, dublă. Da. El a jucat și pe la Saele, dacă nu mă înșel, în trecut, acum vreo 2 ani, vreo 2 sezoane. Și om de bandă destul de bun. Zic eu că a jucat și în Cupa Telor, nu? Da, a fost prezent la turneul final și chiar a făcut o figură frumoasă. A fost o semifinală cu Pamimai Videle, dacă nu așa. Da. Iată echipa Rapidului, Siteanu, Bădița, Badea, Dragne, Deaconu, Doru Pârvan, Deaconu și Pârvan de la Roșiori, Dan Slăvitescu, Valentin Cărjan a ajuns capitan, va fi iarăși o știre despre acest jucător, Claudiu Crețan, Florin Matei și Vasile Dobre. Așa, echipă mi se pare destul de bună, nume sonore oarecum și așezat așa în teren. E un Crețan, sunt mai mulți așa jucători care pot face diferența. Deaconu, care a venit de la Roșiori. Da.
E acolo, mă rog, pe aripi, dacă se poate spune, Florin Matei și Doru Pătvan, care pot face diferența. Da. În atac e Dan Slăvitescu. Deci așa cred că... Echipa o cunosc, în general, echipa Uzescu. Da, de echipa din Spătărei vom avea acum graficul cu numărul 8 imediat. Ce părere aveți? Este în poartă Radu Marciu, Dănuț Popescu, Petrișor Pavel Capitan. Vom avea imediat pe ecran Nicolae Badea, George Bădan, Petrișor Scoreț, Marius Coltuc, Mihaița Alexe, Nicușor Mitroi, Cristinel Cătrună și Robert Streche. Streche a fost la Olten, nu? Da, da, da. L-ați da. Avut. I-am dat drumul și... Mă rog, să știți că a fost, foarte mult am pus bază pe Streche. A venit odată cu Stancu, cu Sergiu. Probleme, nu s-a îngrenat la noi, să știți. Nu știu din ce cauză. Da. Mai avem vreo 8 minute, 7 minute până la pauza de publicitate. Haideți să vorbim puțin despre Liga 3, despre etapa care a avut loc în Liga 3, în Seria 3. A fost etapa cu numărul 8, Dunărea Turi, Sturnul Măgurele a obținut o victorie la Domnește 2-0, FCM Alexandria a pierdut în deplasare la Chimia Brazi 3-1. Cum vi se par rezultatele așa la prima vedere? Că până în prezent n-am văzut niciun meci al echipei din Alexandria. Am văzut decât meciurile amicale care le-a jucat cu Dinamo și cu în Cupa României. Da. Campiona n-am văzut. A rămas așa, cum să vă spun, să știți că ne pare foarte rău. Mai ales cei care suntem, care am depus suflet pentru echipa asta din Alexandria și care ne-am sacrificat tinerețea, cum s-ar zice, pe terenul de sport, de fotbal din Alexandria. Foarte dezamăgiți suntem. Da, iată, Alexandria, mă uit pe clasament și rog acum regia să ne acorde și graficul cu numărul 2, vom vedea imediat pe ecran, pentru că e o chestie interesantă. Spun eu, s-a retras din seria 3 Rapid Clejean și Atletic Fieni. Alexandria n-a jucat cu niciuna dintre aceste echipe, are 8 jocuri formația FCM, cele mai multe împreună cu Prahova Tomșani. Și cu toate acestea a înregistrat 8 jocuri, doar o singură victorie, în rest au ajuns la 4 înfrângeri, inclusiv aceasta de la Brazi. Nu știu, să știți că mie mi se pare lotul mai bun ca în campionatul trecut. Nu știu. Chiar să știți că am fost chiar plăcut, așa surprins de meciurile astea două care le-am văzut, cum s-a mișcat echipa. Am zis, zic, cred că în campionat nu va avea probleme. Haideți să vă spun un amănunt interesant pe care l-am aflat astăzi. Mă rog, nu e așa... Să zic, deci îl poate verifica oricine, nu e o descoperire savantă. Vedem la golaveraj, Alexandria are 9 goluri date, 14 primite, 9 goluri date, dintre care 8 sunt împărțite de 2 jucători. Este vorba de mijlocașul central, Teodor Moga, venit de la Turnul Măgurele, și de atacantul Alexandru Stanciu, venit tot de la Turnul Măgurele, și un gol marcat, de cine credeți, de Sergiu Stancu. Da, jucătorul pe care l-a des sub comandă la Olteni. Așa, în 8 jocuri, ca doi jucători să-ți marcheze în mod activ, iar unul care a marcat în primele etape cu Filipești de Pădure, mă rog, care a plecat, vorbim de Sergiu Stancu, să rămâi decât cu doi marcatori. Nu știu ce se întâmplă cu... V-am spus, n-am văzut niciun meci. 6 puncte, iată, pe locul 13. Din campionat, dar cu ăsta, cu... Dan Voicilă, ce se întâmplă, nu știu, a jucat? Da, a jucat la Brazi, însă n-a marcat, n-a punctat. A făcut cuplu cu Stanciu. Să știți, când Dil joacă bine, joacă și echipa bine. Da, asta totuși e fotbalist. Da, trage jucătorul după el, da. Dar trebuie să aibă și minți să se afle și într-o dispoziție, adică... Nu știu, sunt mai mulți factori care trebuie să îndepliniți. Nu mă bag în tactica, dar s-ar putea, deci antrenorul care, am înțeles că a venit... Da, Alexandru Gheorghe, Alexandru, etapa a patra. Da, sunt el, să știți, un antrenor bun, eu așa îl consider un antrenor bun, a fost și un jucător bun, a jucat în mulți ani în divizia și cred că jucătorii are ce să învețe de la el, dar... Da.
Să vorbim puțin despre turnul Mugurele, aflată pe locul 4, 7 meciuri. Acum clasamentul este un pic dat peste cap, pentru că vedeți meciuri la meciuri active, multe echipe au, unele dintre ele au 6, altele 7, pentru că s-au retras două formații, Clejan și Fieni, rezultatele s-au anulat. Așadar, iar turnul a căzut pe locul 4 cu 14 puncte. Lider este surprinzător Buftea, cu care are 17 puncte, iar etapa viitoare turnul va juca cu Compet Ploiești. Va fi un meci interesant pentru că este considerat a fi acasă pentru turist, însă se va juca pe teren neutru la Viscofil în cele din urmă, în comuna Pupești-Leordeni, lângă București. Pentru că era la un moment dat, mă rog, se zvonea că se va juca, dar nu s-a dat curs acestui zvon, acestei vorbe, în fărcărea s-ar fi jucat meciul cu Compet Ploiești pe un teren din Telerman, adică la Videle. La Videle, da. Ce ați, mă rog, cum ați fi văzut un asemenea meci la Videle între turnul și Compet? Aș fi chiar bucuros să joace la Videle, că... Da, cele din urmă joacă la Viscofil, în Popești-Leordeni. Da. Mulți jucători sunt din București și a spus oficialii de acolo că vor veni foarte, foarte mulți spani. Am înțeles spani. Că e ceva totuși serios la turnul Mugurele. Vor ca să... Da, să promoveze. Da. Seamnă că conducerea și cei care conduc fotbalul din Telorman, din turnul Mugurele, face o treabă bună. Dar ce părere aveți despre acea bătaie la meciului cu Buftea de acum două etape? Să știți că am văzut fazele. A, le-ați văzut la noi la da, televizor. Le-am văzut. Nu se poate așa ceva, nu știu. Eu n-am văzut pe teren de fotbal, deci atâția ani de când sunt antrenor, după ce am terminat cu fotbalul, pe stadionele din, la noi din Telorman, n-am văzut niciodată asemenea. Cum credeți că au scăpat cu această sancțiune? Cu etapă suspendată? Nu știu. Acolo, e bună sau... Nu, păi acolo, nu știu. Cred că meritau să ia 5-6 etape suspendate. Adică, mă rog, la minim 4 etape înseamnă să joace tot turul afară. Da. Adică, nu se poate așa ceva în Liga a treia. A treia să faci asemenea. Deci la noi în Telorman, nici în promoție nu vezi așa ceva. Mai bine pe la Tătărești, că a fost un nou bătaie. Da. Da, haideți să vedem graficul 1, primul grafic pe ordinea noastră. Vedem rezultatele complete înregistrate în etapa 8-a din seria 3-a. Primele două meciuri, deja am vorbit despre ele. Ploieștiul a făcut 3-3, surpriză cu Mihăilești, ajută echipele Buftea și Turist care se află acolo sus. Concordia 2, Chiajna, Filipești 4-1, Urban Titu, Prahova Tomșanu 1-0, iar Buftea cu Clincenii 3-0. Buftea a revenit și bine după acea bătaie, o bătut cu 3-0 pe între Clincenii. Iau două etape, terenul suspendat, asta e un alt amănunt interesant, și Dante și capitanul formației suspendat iarăși pentru două jocuri. O veste bună așa pentru turnul, noi am mai spus, este faptul că cei doi jucători suspendați, Zamfir și Petcu, au ispășit pedeapsa la meciul cu Domnești din această etapă, iar apoi la meciul cu de etapa viitoare cu Compet Ploiești vor putea fi folosiți de Cornel Nica. Să vedem rapid înainte de pauza de publicitate și graficele 3 și 4 în cuplaj. Vedem caseta tehnică a jocului Dunărea Turis, Domnești Dunărea Turis, pentru că a jucat turnul în deplasare, și vedem și echipa, așadar graficele 3 și 4 în cuplaj. Caseta tehnică și formația, o formație destul de interesantă, aliniată de Cornel Nica, a găsit formula câștigătoare în cele din urmă antrenorul turnenilor, pentru că Turcu a reușit o dublă. Să vedem graficele, așadar, graficele 3 și 4. Cristian Turcu a marcat o dublă în minutele 40 și 60. A fost o reușită. Ce spuneți despre un jucător care marchează o dublă, care își scoate echipa din momentul greu? Deci, am înțeles că acest Cristi Turcu, Cristian Turcu, joacă vârf de atac, nu? Da, atacant. A făcut cuplu cu Mincu. Haideți să vă spun, da, asta e meseria lui de... Deci, atacantul, asta e meseria lui, să dea gol. Da. Un atacant care dă goluri... Pe fiecare etapă, ăla e atacant. Și asta îl ține în formație. Da. În primul 11. Am văzut Zamfir. Zamfir nu este băiatul fostului... E cu N, deci să știți.
Zanfir. Zanfir. Da, cu nu de la Nicu. Nu este fiul fostului Costică Zanfir de la... Nu știu, asta va fi interesant. Cu siguranță mă voi interesa și... Sigur s-ar putea el să fie. Da. Dar oricum, băiatul este destul de matur, adică are experiență. Are experiență, e puțin cam lent. Joacă în joc ca central, da, da. Dar oricum se vede experiența sa, pentru că așează bine atacurile, face cuplu în centrul liniei mediane cu Dino. S-ar putea el să fie sigur. Haideți să vorbim puțin și despre celelalte sporturi, să le trecem în revistă. Să luăm în ordine basketul, basket cu Ptelor Man Alexandria a reușit să câștige cu 74-59 meciul cu Politehnica Iași, un start bun pentru basketbalist. Ce spuneți despre aceste sporturi de sală, mai ales basketul, care atrage din ce în ce mai multă lume? Și vă spun sincer, dacă ar fi să facem așa o statistică a spectatorilor, nu cea oficială, pentru că, mă rog, acolo știm cum se trece statistica a spectatorilor, ci vorbim de cea reală. Deci, vă spun sincer, sala are undeva la 900-1000 de locuri, da. Nu chiar în proporție de 100%, dar în peste 70-75% este ocupată și asta spune totul, deci peste 500-600 de suporte. Deci, vă spun sincer, n-am mai fost de mult la un meci al FCM-ului, pentru că am fost ocupat cu jocurile turistului, le-am transmis. Și nu cred că strânge fotbalul cât strânge basketul. Așa s-a ajuns. Mă rog, sunt ore diferite. Basketul e sâmbătă seara la 6, fotbalul vineri după amiază la 3, 4, 5, depinde de lună. Să știți că în afara fotbalului îmi plac cam toate sporturile, să știți. Urmăresc, merg, sunt sâmbăta în Alexandria și mă duc la meci și văd la basket. Urmăresc și handbalul. Dar să știți că îmi place echipa de basket Mădălin Pipera, să știți că da. Face treaba. Și nu e prima oară când confirm. E un băiat serios, un băiat care muncește, se vede că pune suflet pentru acest sport. Da, face, mă rog, scoate apă din pietră seacă, așa cum spunem. De fiecare dată și bani puțin, jucătoare la fel localnici, mai mult acum are la dispoziție trei străine, trei jucătoare afară. Hai să vă spun ceva. Da, patru jucători. În anii 80-81 era o echipă foarte bună de handbal. Da. Noi jucam atunci divizia B, jucam duminica. Da, ca și acum. Da. Divizia B jucam duminica. Ne duceam, când aveam meciuri acasă, ne duceam la sala polivalentă și erau, exact cum ați zis dumneavoastră, cam până peste 1000 de spectatori. Stăteau și pe lateral și uite, vedeam, de handbal, de basket, da. Care jucau băloi, dacă vă aduceți, mă rog, sunt statistici, dar o echipă bună, foarte bună de basket și de handbal. Jucau de la ora 9:30, noi ne duceam tot grupul de fotbaliști, da. Vedeam o jumătate de oră, 40 de minute, după aceea veneam că trebuia să începem la ora 11 meciul. Da. Da. Nu lipseam de la niciun meci de handbal și de basket. Acum îmi place că avem și noi acolo echipă. Basketul e singurul sport care ne reprezintă la divizie națională. Da. Handbalul, în schimb, e divizia, adică, mă rog, Liga 2, cum ar veni. Da, Liga 2, da. Și deja, mă rog, e și o serie mai grea acum cu vreo 14 echipe. Sunt deja 3 înfrângeri și doar un singur rezultat de egalitate. Nu știu ce părere aveți despre rezultate și de faptul că nu prea așa vine multă lume. E duminica la 11 ora oficială. Adică nu bate basketul, asta e clar. Nu. La spectatori. La basket, sala e arhiplină. Da. Mă rog, lumea, duminică, la ora 11, chiar că este și o oră care... Da, e puțin. Să știți că foarte mulți se duc la echipele astea de onoare, promoție, duminica se joacă promoția și onoare. Da, să știți că este o... Da, vă spun eu, da. Vedeți sunt că echipele și care sunt din Viteneștiu, apropiate, Nanovo, da, și se duc acolo. Vorbeați despre acele meciuri ale echipei de basket din anii 80 cu sala arhi-arhi-plină. Cam în cât timp, nu neapărat arhi-arhi-plină, dar în cât timp am mai vedea o sală plină. Am văzut, dacă mi-aduc bine aminte și nu greșesc, la ultimul mare eveniment organizat în Alexandria, la All-Star Game-ul de acum câțiva ani. Sper că în 2008 sau 2009, sper să nu greșesc,
anul, nu mai știu exact, atunci a fost sala plină, dar atunci s-a intrat cu bilete, dar tot a fost sala plină, pentru că avem cei mai buni jucători de basket feminin din România. Da. Și cam în cât timp crezi că o să mai vedeți o sală plină la Alexandria pentru un eveniment asemănător? Să știți că lumea din spectatorii sau, cum să vă spun eu, microbiștii din Alexandria au foame de sport, să știți. Au foame de sport. Și o să vedeți că și la fotbal, dacă echipa noastră, FC Alexandria, va avea rezultate și va merge bine, vor veni iarăși. Pentru că lumea o aduci jucând la teren, jucând, dacă nu joci. Nu, și cel mai simplu... Și vedeți la sală polemantă, cu basketul. Fetele le joacă foarte bine. Extraordinar. Da, rezultate sunt. Rezultate sunt. Vin spectatori, ați văzut, 800-900 de spectatori. Da. Să vedeți că acum lumea va veni și mai mult. Mulți vor veni și mai mulți la sală. Și cel mai locvent exemplu cu fotbalul, ca să spune că nu sunt sporturi diferite și ca să nu fim subiectivi, să fim pe obiect, vedem situația turistului. În primul sezon, adică anul trecut de Liga 3, oamenii nu prea veneau și a fost acea degringoladă totală din primul lor tur în care echipa pierdea pe bandă rulantă. Veneau vreo 50 de spectatori care și așa înjurau și înjurau proprii jucători. Apoi când s-a schimbat treaba, când a venit Mihai Ionescu la echipă, a început să investească și în acest sezon deja vizează promovarea, oamenii vin, deci sunt peste 500 de oameni prezenți la fiecare meci pentru că noi La Turnu Măgurele vorbesc. La Turnu Măgurele. Da, și lumea de acolo, pentru că și lumea de acolo, mă rog, face parte tot din acest județ și are foame de sport, cum a spus. Cred că toată lumea. Și Roșiorul, dacă este, nu luăm așa. Și cred că și oamenii la Zimcea, dacă ar vedea un meci de Liga 3 sau, mă rog, ar avea o echipă de Liga 3, s-ar duce la un meci de Liga 3. Foarte mulți, număr mare, mă rog. Vedeți dumneavoastră? Deci la Turnu Măgurele merg 500 de spectatori. Poate da, când echipa merge, da, peste 500. Peste 500, da? La noi, la Alexandria, m-am uitat. 100, 200 de spectatori. Maxim 200. V-am spus și vă repet. Dacă echipa merge bine, și oamenii vor fi aproape de echipă. Ascultați ce vă spun eu, pentru că să știți că în anii care jucam noi divizia B, am avut cel mai bun sezon al nostru, 79-84, când ne băteam pentru promovare. La ora 9:30, la ora 9:30 dimineața, când noi ne pregăteam să venim la cabine, să facem ghetele, să astea, la 9, să ne pregătim cu o oră jumate înainte de joc. Deja sus în tribune erau peste 1000 de spectatori, care fiecare era cu ziarul pe scaun să țină loc pentru prieteni sau pentru vecini. Da. Veneau pentru că aveau ce să vadă. Aveau ce să vadă. Și acum, dacă echipa va merge bine și va urca în clasament, vă spun eu că și nu. Lumea va veni. Da, deci avem un oraș cu oameni cunoscători de fotbal și cu niște spectatori care cunosc fenomenul. Da. Dacă echipa va juca bine, va veni. Dacă nu joacă bine, ce? Nu, unde mă duc? Ce să văd la aia? Nu, bă, cum? Și mai bine mă duc și văd... Altceva. Film de comedie. Da, nu, pe cum? Nu, să fim serioși, că așa e. Da, cam când credeți că va mai fi la Alexandria un stadion, nu neapărat arhiplin, dar plin în proporții destul de mari? Adică e nevoie să așteptăm rezultatele bune ale echipei sau, eu știu, să fie, nu știu, printr-un culoar, prin Cupa României sau, eu știu, printr-un amical ceva, un joc cu echipă mai mare de Liga 1 sau, nu știu, zic așa. Ce să vă... Că sunt mai multe ipoteze. Deci m-aș bucura ca lumea să vină la stadion. V-am spus... Am avut, eram în divizia B și am jucat cu Târgoviște. Erau au venit cred că peste 12-13.000 de spectatori. Deci v-am spus. Mi-aduc și eu aminte de acele vremi pentru că bunica mi le povestea, și sincer îmi pare rău și zic, nu, cum o fi cu stadionul la municipal al FCM-ului cu 12.000 de oameni, fiecare să strige, sau mă rog, nu chiar fiecare, dar mai când vezi atâta lume la un loc strâns, cred că te v-am spus și vă spus și vă repet, dacă acești băieți, echipa care va urca în clasament și să știți că lumea va veni la stadion. Va veni că nu are ce face, mai ales vinerea după o oră când ies de la servicii, n-ai unde să te duci în Alexandria, decât la... Cinema n-avem, teatru n-avem. Te duci la fotbal, ori la sala polivalentă să vezi ceva.
Da, pe acest final de emisiune vreau să vorbim puțin despre Naționala României, despre reprezentativa antrenată de Victor Pițurcă. 3 minute mai avem la dispoziție. Am făcut 2-2 cu Belarus în ultimul meci de acasă în aceste preliminarii. Am inaugurat, mă rog, și noi Naționala Arena cu un gol, cele din urmă, a dat Mutu primul gol. A intrat iarăși în istorie Mutu, ca fiind primul marcator. Aia, oricum, să știți că Mutu e fotbalist. Păcat că se irosește, nu? E fotbalist. Adevărul că în jurul Mutu și îmi pare rău de ștechivul care s-a retras. Totuși e fotbalist, dar vedeți dumneavoastră, nu brodim deloc național asta. Deloc. A fost, am zis cu Belarus, îi batem. Nici acolo ne-am chinuit cu, o echipă care și așa era improvizată cu juniori. Șapte, opt juniori, da, de la echipa de tineret, care să știți că Belarusul are o echipă foarte bună la tineret. Da. A terminat pe locul 3 campionatul de juniori. Da, dar la juniori am bătut pe Italia, dacă nu mă înșel. Da. Deci avem și noi spatele cât de cât asigurat, dacă totuși se va merge bine pe linia aceasta. Sper că se va face o echipă bună. Pițurcă va găsi soluția bună de a face o echipă națională care să fie ca vremea lui Hagi și... Da. Cam în cât timp? Credeți că preliminariile din 2014 ne vor oferi posibilitatea asta? Eu am încredere. Ca să știți că totuși avem jucători talentați. Ați văzut un Sâmărtean care extraordinar. Da, deja ajuns la 31 de ani. Dar eu poate ajuta. Eu nu știu de ce. 31 de ani nu e, un jucător nu e bătrân. Vă spun eu. Păi Mutu are 33 de ani. Un jucător la 31 de ani, ce să mai... E formă maximă. E forma lui maximă, care trebuie să dea totul pe teren. Să sperăm că într-un an, doi, să avem și noi o națională care să ne batem cu Olanda, cu Germania. Cam când ar trebui, Germania. Sau mă rog, cam când credeți că ar trebui să se facă schimbul de generații? Păi ar trebui. Cât de curând. Deci ușor, ușor, exact cum am zis eu, fac o diferență mare de la Olten la Naționala României, dar trebuie ușor. Ușor, ușor, pe parcursul sezonului care vine, să se facă acest schimb. Nu poți să mergi cu aceiași jucători care n-au arătat nimic în 4-5 ani. Da. Dați-mi acum pe final un pronostic pe ce loc terminați cu Oltenii acest campionat. Eu, exact cum am zis sezonul trecut, eu vreau să fiu acolo în primele 3. Am înțeles. Dar cel mai bine, viața nouă Oltenesc, ne stă bine acolo pe primul loc. Parcă e așa, așa de frumos când stăm acolo sus. Categoric e frumos pentru orice echipă. Da. Vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația în această seară. Vă mai aștept la alte ediții. Și eu vă mulțumesc că m-ați invitat și de câte ori pot și o să onorez această propunere. Da, mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Ne vom revedea la o nouă ediție de Sportul Special, așa cum am obișnuit, vineri. Până atunci, rămâneți alături de Mediasul și de știrile din sport ale postului nostru, pentru că sunt de cea mai bună calitate și prezintă evenimentele în mod obiectiv. Până la următoarea revedere, vă urez numai bine. Și vreau să... Da, vă ascult. Spuneți pe final. Vreau spre final să-i urez în direct lui Emil Mărcușanu la mulți ani, că ieri a făcut o frumoasă vârstă. Nu-i dau vârsta pentru că e prea tânăr. Da. Mulțumim pentru această prijere. La mulți ani, domnul Mărcușanu, pe această cale. Mă rog, este așa o tradiție. A venit la George Cupa. La mulți ani să-l țină Dumnezeu sănătos. Să facă mai multe pentru da. Bun, mulțumim mult la mulți ani pentru domn primar. Mulțumim și dumneavoastră. O seară bună și rămâneți alături de Mediasud.